bine v-am regăsit. Azi vom vedea din nou dacă lumea este sau nu este așa cum credeți. M-am gândit să vă vorbesc azi despre pseudoștiință. Ce este pseudoștiința? Este o metodologie sau o practică sau un set de cunoștințe care se pretind științifice, intenționat sau din ignoranță, deși n-au absolut nicio legătură cu metoda științifică de cunoaștere. De multe ori, o pseudoștiință se bazează pe afirmații care nu pot fi verificate experimental, dar astfel de afirmații nu au nicio valoare științifică. Ca să mă fac mai bine înțeles, cred că ar trebui să descriu pe scurt metoda științifică de cunoaștere. Metoda științifică pleacă de la observații și experimente, adică este în prima etapă o metodă empirică, experimentală de achiziție de cunoștințe. Și ea are de regulă 4 etape. Prima etapă, așa cum am spus, este cea a observațiilor și a experimentelor. În a doua etapă, formulăm ipoteze, postulate, teorii care ar putea explica observațiile și experimentele. A treia etapă constă în verificarea acestor teorii prin observații și experimente noi, mai ales legate de predicțiile pe care le face noua teorie sau de consecințele pe care le are noua teorie. Dacă predicțiile unei teorii sunt confirmate de noile experimente și observații, ea devine o teorie științifică, o teorie acceptată de comunitatea științifică. În a patra etapă, teoria este dezvoltată, este formulată matematic, este finisată, completată de specialiștii din domeniul respectiv. Limbajul științei este matematica, datorită în primul rând preciziei ei și puterii ei extraordinare de sinteză. Această metodă ne asigură de faptul că dacă o teorie a devenit științifică, ea nu va mai putea fi niciodată declarată greșită, pentru că a fost confirmată de observații și experimente. Ceea ce însă se poate întâmpla este ca noi observații și experimente, care de obicei devin posibile datorită progresului tehnic, să arate că teoria veche este doar un caz particular al unei teorii mai generale, mai cuprinzătoare, mai precise sau cu o aplicabilitate mai mare. Dar asta nu înseamnă că vechea teorie trebuie aruncată la gunoi. Ea are în continuare domeniul ei de aplicabilitate. Spun aceste lucruri pentru că am auzit de multe ori oameni spunând aproximativ următorul lucru. De ce să avem încredere în știință când și teoriile științifice s-au dovedit de multe ori a fi greșite? Nu, nu este adevărat. Repet, o teorie științifică nu se dovedește a fi greșită, ci doar, așa cum am spus, se poate dovedi a fi aproximativă sau un caz particular al unei teorii mai generale. Dar ea își va avea în continuare domeniul ei de aplicabilitate. Și cel mai bun exemplu cred că este mecanica clasică, mecanica lui Newton. Atunci când a apărut teoria relativității restrânse a lui Einstein, s-a dovedit că mecanica clasică, mecanica lui Newton, este un caz particular al mecanicii relativiste. Și anume cazul în care vitezele sunt mult mai mici decât viteza luminii. Dar asta nu înseamnă că nu mai folosim mecanica clasică. Ba da. De fapt, mecanica clasică a fost suficientă ca să ducă oameni pe lună. Calculul traiectoriilor celor care au ajuns pe lună a misiunilor Apollo s-au făcut cu ajutorul mecanicii clasice. N-a fost nevoie de teoria relativității pentru calculele respective. Deci, repet, o teorie care a devenit științifică, a devenit științifică pentru că a fost confirmată experimental și nu va fi niciodată declarată greșită, ci, așa cum am spus, se vor găsi teorii mai cuprinzătoare care să descrie fenomenele, evenimentele, în care vechea teorie este un caz particular. O foarte mare importanță
pentru a stabili dacă o teorie este științifică sau nu, este de să urmărim dacă au fost parcurse etapele pe care le-am descris. Dacă ele n-au fost parcurse, teoria respectivă nu este științifică. Există, în schimb, tot felul de teorii, convingeri și practici care nu se bazează pe observații și experimente și care nu au o explicație teoretică verificabilă experimental sau au o explicație teoretică, dar care s-a dovedit a fi greșită atunci când a fost verificată experimental. Niciuna dintre aceste teorii nu a fost confirmată prin experimente, observații controlate sau teste organizate după criterii științifice și cu toate astea, foarte mulți le consideră teorii științifice. Ele sunt, de fapt, pseudo-științe și am ales trei dintre ele. Astrologia se bazează pe ideea că aștrii, corpurile cerești, ne afectează viața sau că există o legătură între fenomenele cerești și personalitatea și destinul nostru ca ființă umană, de unde vine și ideea de horoscop. Dar cercetările științifice care s-au făcut pentru a pune în evidență astfel de legături au avut rezultate negative. N-au putut fi puse niciodată în evidență legături între pozițiile corpurilor cerești, de pildă planetele, și evenimentele legate de viața cuiva sau personalitatea cuiva sau de fenomenele sociale în general. De fapt, credința că planetele ne influențează destinul își are originea în Antichitate, când oamenii credeau că planetele sunt ființe, zei, concepție care vine din timpuri și mai vechi, când oamenii credeau că tot ce se mișcă trebuie să aibă viață, iar planetele se mișcă pe cer față de constelații. Deși toți știm azi că nu e așa, planetele nu sunt zei care se mișcă pe cer, unii totuși cred în această influență, chiar dacă nu are nicio legătură cu logica sau cu știința. Știu că unii mi-ar răspunde acum cam așa: există în lume și alte lucruri în afară de logică și de știință. Sunt de acord. Dar dacă n-au legătură cu știința sau cu logica, atunci cum de le putem cunoaște? Cum de le pot unii înțelege? Pentru că dacă pot să spună cum ne influențează astrele, înseamnă că ei sau altcineva care i-a învățat pe ei au înțeles aceste legături dintre corpurile cerești și noi, deși n-au nicio legătură cu logica. Dar cum poți să înțelegi ceva ce n-are nicio legătură cu logica? De pildă, există ceea ce numim sentimente, dar nimeni nu poate spune cu măcar un pic de precizie cum va acționa un om sub influența unor sentimente, pentru că nu este o problemă de logică și deci nu este nicio problemă științifică. Așa că puteți să fiți liniștiți, poziția lui Marte pe cer vă influențează tot atât de mult cât vă influențează poziția borcanului cu muștar în frigider. Medicina alternativă. Din păcate, în domeniul terapiei există o grămadă de pseudoștiințe, unele care se bazează pe observații empirice, dar multe care nu se bazează pe nimic, pe absolut nimic, în afară de ignoranța și credulitatea oamenilor. De pildă, există magnetoterapie, cristaloterapie, aromaterapie, terapia cu argint coloidal, energoterapie. Aici, în energoterapie, ni se vorbește despre tot felul de energii pozitive și energii negative, dar nimeni nu poate să spună ce sunt astea. Voi da ca exemplu o metodă terapeutică destul de răspândită, homeopatia. Ea pleacă de la ideea că același lucru care îl poate îmbolnăvi pe un om sănătos, îl poate vindeca pe un om bolnav. Pentru aceasta, homeopatia folosește substanțe extrem de diluate, uneori atât de diluate încât soluția folosită nu mai conține practic deloc substanța care se presupune ar putea produce vindecarea persoanei respective. Uneori se susține că apa memorează, de fapt, moleculele care au fost dizolvate în ea.
Dar cine cunoaște un pic de termodinamică și de teoria cinetico-moleculară, știe că moleculele unui lichid se mișcă absolut dezordonat, ceea ce înseamnă că apa nu poate să memoreze absolut nimic. Unii susțin că efectul unei soluții homeopatice este cu atât mai puternic cu cât soluția este mai diluată. Există chiar o glumă în legătură cu asta, și anume cum că o persoană care urma un tratament homeopatic a murit pentru că s-a supradozat uitând să-și ia remediul. Nici în cazul homeopatiei nu s-au putut pune în evidență prin teste științifice efectele terapeutice pretinse. De aceea, în multe țări în care mai de mult se acordau subvenții pentru cercetări homeopatice, aceste subvenții au fost tăiate, iar în unele țări, serviciile naționale de sănătate chiar cer interzicerea tratamentului homeopatic. Știu ce ar putea să-mi răspundă cei care cred în homeopatie și mai ales cei care o practică. Cred că mi-ar spune că nu mă pricep și că ceea ce am spus despre homeopatie este greșit și că n-ar trebui să vorbesc despre lucruri la care nu mă pricep. Așa este, dar mă pricep la știință. Știu ce este metoda științifică și sunt sigur că tot ceea ce am citit despre homeopatie nu se bazează pe o metodă științifică. Și de fapt, nu trebuie să te pricep la vrăjitorie ca să-ți dai seama că n-are nicio legătură cu știința. La fel de adevărat este și faptul că veți găsi foarte puțini medici care să aibă încredere în homeopatie. Iar faptul că te pricepi foarte bine la ceva, nu înseamnă că acel lucru este adevărat. De pildă, există oameni care se pricep extraordinar, sunt experți în domeniul farfuriilor zburătoare. Pot să ne vorbească săptămâni în șir, cu date concrete, cu cifre, cu analize și așa mai departe despre tot felul de apariții ale farfuriilor zburătoare. Dar faptul că avem experți în acest domeniu nu înseamnă că există farfurii zburătoare. Unele dintre metodele folosite în medicina alternativă pot ajuta prin efectul placebo, dar nimic mai mult. Găsiți multe lucruri pe internet despre acest efect. În schimb, altele pot fi dăunătoare, iar pericolul cel mai mare este acela că unele persoane cu boli grave recurg la astfel de tratamente în loc să apeleze la medicina științifică. Se cunosc, din păcate, destul de multe cazuri de persoane cu notorietate în domenii cum ar fi arta, sportul, politicul și așa mai departe, care au murit pentru că au apelat la astfel de tratamente, așa numite alternative, care n-au nicio bază științifică. Sunt, în schimb, foarte bănoase pentru cei care le practică. Cred că mult rău face și numele dat acestor metode, și anume medicină alternativă. Pentru că acest nume sugerează că ar fi vorba tot despre medicină, numai că despre altfel de medicină. Ei bine, nu este vorba despre medicină. Medicina este o știință aplicată. Folosește metode științifice. Nu există medicină și medicină alternativă. Există doar medicină care are efect, care funcționează, și medicină care nu are efect. Bănuiesc că legat de aceste metode, așa zise, alternative de tratament, vom avea și comentarii de genul: pe mine m-a ajutat, sau la mine a funcționat, sau eu m-am vindecat atunci când am urmat un astfel de tratament. Dar aceste afirmații n-au nicio valoare științifică și pot să vă explic foarte simplu de ce. Întâi, pentru că ne cere să vă credem fără să vă cunoaștem, ceea ce este nepoliticos. În al doilea rând, pentru că nu știm dacă v-a ajutat tratamentul pe care l-ați urmat sau altceva. În al treilea rând, pentru că nu știm dacă nu cumva problema pe care ați avut-o, problema medicală, n-ar fi trecut și fără tratamentul respectiv. Și în al patrulea rând, pentru că aceste cazuri izolate n-au valoare științifică. Doar dacă se face o cercetare pe niște grupuri mari, un grup care ia tratamentul, un grup care nu ia și un grup care crede că îl ia,
ca să se verifice și relația cu efectul placebo, așa se procedează științific, și doar dacă în aceste grupuri avem un număr foarte mare de oameni, atunci abia putem să tragem o concluzie. Cât despre cazurile izolate, așa cum am spus, nu ne spun nimic. De pildă, am auzit pe cineva spunând, fumatul nu este dăunător, pentru că bunicul meu a fumat toată viața și a trăit 90 de ani. Păi afirmația asta nu are nicio valoare, pentru că odată nu știm cât ar fi trăit bunicul dacă n-ar fi fumat, și în al doilea rând, mai sunt o mulțime de alți factori, mii de factori care contribuie la durata vieții unui om în afară de fumat. Și mai sunt și multe alte lucruri de spus aici. Parapsihologia. Aici avem o grămadă de teorii, convingeri, credințe legate de fenomene psihice, cum ar fi telepatia, capacitatea de a comunica doar prin gânduri, psihokinezia, capacitatea de a mișca obiecte de la distanță, fără să le atingem, clarviziunea, capacitatea de a obține informații prin alte metode decât omul de rând, experiențele extracorporale, capacitatea sufletului de a părăsi corpul și de a se plimba și a vedea ce se mai întâmplă prin alte părți, precogniția, adică cunoașterea viitorului, contactul cu cei morți și multe, multe altele. Deși au fost realizate multe teste, niciun test corect organizat și corect analizat n-a dat niciodată vreun rezultat pozitiv pentru dovedirea unor astfel de fenomene. Niciodată nu s-au obținut rezultate reproductibile, așa cum cere metoda științifică, care să dovedească vreun fenomen parapsihologic. Am făcut și eu odată un astfel de experiment la o oră de dirigenție, care, departe de a fi științific, poate că arată totuși ceva. Le-am dat elevilor mei să-și citească horoscopul care le descrie personalitatea în funcție de zodie. Dar ceea ce am făcut a fost că am printat într-adevăr niște horoscoape de pe internet, dar am schimbat zodia. Unde era de pildă Taur, am scris Scorpion, unde era Fecioară, am scris la întâmplare altceva. Adică le-am schimbat pe toate. Niciunul dintre texte nu corespundea zodiei sub care era scris. Și am pus aceste bilețele care descriau personalitatea în funcție de zodie pe catedră și am pus să-și aleagă fiecare zodia lui să citească ce scrie acolo și apoi am întrebat dacă ceea ce au citit acolo corespunde, după părerea lor, cu personalitatea lor, cu trăsăturile lor de caracter. Și cei mai mulți au spus că da. Explicația poate să fie în ceea ce se numește efectul Barnum, pe care îl găsiți în Wikipedia și al cărui link îl găsiți în descrierea acestui clip. Un lucru asemănător se întâmplă cu prezicerile, cu predicțiile. Cei care se ocupă cu astfel de lucruri fac mai multe predicții, de obicei contradictorii. Una azi, una mâine, una spusă persoanei X, una spusă persoanei Y. Unele se adeveresc, altele nu. Dar oamenii au tendința de a uita ceea ce nu s-a adeverit și au tendința să țină minte doar ceea ce s-a adeverit. Memoria noastră este selectivă. Dacă nu credeți, gândiți-vă cum uită mulți că au fost ajutați de 10 ori, dar nu uită niciodată faptul că odată nu au fost ajutați. O altă tehnică de a te asigura că prezicerea va fi corectă este următoarea. Spui că se va întâmpla ceva, dacă nu va interveni altceva. De pildă, voi face acum o predicție pentru anul 2021. Vara anului 2021 va fi cea mai caldă vară din ultimii 50 de ani, dacă nu cumva topirea unor cantități foarte mari de gheață din zona arctică va modera temperatura. Cred că vă dați seama că n-am cum să mă înșel, pentru că dacă va fi într-adevăr foarte cald, veți spune, vedeți, a știut. Dacă nu va fi, veți spune, vedeți, pentru că s-au topit cantități mari de gheață în zona arctică și nu s-a mai încălzit atât de tare. Deci o teorie este științifică doar dacă s-a folosit metoda științifică de a ajunge la ea și dacă este, deci, confirmată de
observații și experimente. Dacă nu, atunci ea este doar o poveste. Dacă ați crezut că orice teorie este științifică și că tot ceea ce pare știință este știință, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!